Toată lumea s-a mirat când Papură nu i-a strâns mâna lui Iordănescu după meciurile din Liga 1, două la număr, unul în sezonul regulat, celălalt în play-off. Antrenorul mediașului a spus că Papură nu are respect, iar acesta i-a răspuns. Puneți-vă în locul meu, l-am cunoscut la cursurile pro, el neavând legătură cu fotbalul, l-am văzut acolo. Mi-am permis să-i dau un mesaj, mă interesa un jucător pe care vreau să-l transferăm la Universitatea Craiova, să-i cer un sfat pentru că el l-a antrenat. Nu mi-a răspuns. Ok. Nici n-am avut o relație, doar colegială la cursurile pro. Am mers la Mediaș cu Neapiții, eram la 2 metri de el, l-a salutat pe Neapiții, pe mine nu m-a salutat. Papura a mai spus că pentru el subiectul Iordănescu este unul închis. Asta este tot, nimic mai mult. M-am comportat absolut. Ce spune dânsul chiar nu-l citesc și cred că sper ca pe parcursul vieții mele să nu mai pronunț numele lui și să nu mai am de-a face cu el. Treaba lui să câștige campionate, ce își dorește și așa mai departe. Papura a redevenit principal la Universitatea după plecarea lui Pițurcă la începutul pregătirii din iarnă.